magazinul de broderie. De astăzi o să începem un șir de clipuri pe care le-am denumit cursuri / podcast, în care o să vă prezint anumite particularități ale mașinilor de brodat, o să vă prezint lucruri generale despre broderie, lucruri valabile în general pentru mașinile de brodat și rezolvări la anumite soluții. Le-am spus cursuri podcast din cauza că nu am un curs specializat, bine structurat, pentru că nu am avut timp să-l pun la punct, ci în fiecare clip o să tratez diferite probleme care apar pe parcurs și ajung la cunoștința mea. În general, îmi iau informațiile despre ceea ce voi întâmpinați de pe rețelele de socializare, și anume de pe Facebook există acest grup de croitorie și broderie computerizată, în care văd că lumea este destul de activă. Dacă mai există și alte grupuri sau alte pagini, vă rog să mi le aduceți la cunoștință, să pot avea acces la ele și atunci vă pot ajuta în sensul acesta. Știu că marea majoritate dintre voi aveți mașini casnice de brodat, pentru că mașinile de brodat se împart în trei mari categorii. Avem mașinile casnice, mașinile semi-industriale și mașinile industriale. Eu nu am la dispoziție o mașină casnică, nu am lucrat niciodată pe mașină casnică, dar ceea ce o să vă spun, consider că este general valabil pentru toate mașinile de brodat. Și de aceea cursurile acestea pe care o să vi le prezint, o să vi le prezint pe o mașină semi-industrială. Nu este nici industrială, nu este nici casnică, este ceva între. Informațiile pe care eu o să vi le dau, le-am dobândit de-a lungul celor 22 de ani de când fac broderie computerizată. Nu parte din ele, parte din ele le-am găsit în general în manualul de utilizare al mașinilor de brodat. Am lucrat cu destul de multe tipuri de mașini de brodat industriale. Mă refer la mărci. Am lucrat cu ZSK, am lucrat cu Tajima, am lucrat cu Happy, am lucrat cu Brother. Acum distribui mașinile Galaxy. Am văzut și cum funcționează mașini Ricoma. Am văzut și alte tipuri de mașini de brodat import China, care toate seamănă între ele. Nu spun că ceea ce eu o să vă spun aici este literă de lege sau că eu dețin adevărul absolut. Sunt concluzii pe care eu le-am tras de-a lungul timpului și rezolvări la probleme pe care le-am întâlnit. Dacă altcineva are altă părere sau au găsit rezolvări la anumite probleme într-un mod mai simplu, mai ușor, nu e nicio problemă, poate să ni le aducă la cunoștință și astfel fiecare dintre noi să ne îmbunătățim experiența. Întotdeauna avem ceva de învățat. Să începem cu începutul despre mașinile de brodat. Ce este o mașină de brodat? O mașină de brodat este o mașină de cusut. Da? La fel lucrează cu ață, ac. Avem ața de brodat, jos avem ața de mosorel, ața de suveică și graiferul care împletește cele două ațe, realizând astfel cusătura. Particularitatea mașinii de brodat este că merge cu o viteză constantă, un timp îndelungat, față de o mașină de cusut, iar transportul nu se face doar din față către în spate și
invers când întărim cusătura cum e la mașina de cusut, ci se face în toate direcțiile. Și bazându-ne pe aceste informații și principii de bază, o să vedem mai departe anumite chestiuni necesare. Eu tot ce am făcut și fac de-a lungul timpului, am încercat și încerc să le trec prin filtru logicii, astfel încât să pot găsi soluții la problemele care apar. Și vă sfătuiesc să faceți și voi lucrul acesta și de aceea o să vă explic câteva lucruri legate de funcționarea mașinii de brodat, ca să înțelegem ce se întâmplă acolo, să putem preveni și rezolva problemele apărute. Eu consider că este important să avem aceste cunoștințe, pentru că o să înțelegem mai bine ce se întâmplă aici. Este adevărat că pe parcurs poate să apară probleme la care nu le găsim răspunsul sau nu reușim să decodificăm logica a ceea ce se întâmplă acolo, dar cu cât avem mai multe informații și cu cât înțelegem mai bine funcționarea mașinii de brodat, cu atât o să reușim să ne rezolvăm problemele mai ușor. Și acum o să încep să vă prezint mașina de brodat și cum funcționează. Astăzi o să vorbim despre partea de înfirare a mașinii de brodat, despre ața de brodat, despre ceea ce se află sus, da? Legat de ața de brodat și de traseul ei. Da? Vedem aici la mașina aceasta semi-industrială, ața de brodat pornește de pe suportul ăsta, se duce în sus, trece printr-o pretensionare, aici înăuntru avem tensionarea, aici avem un arc care se mișcă. Acesta este debitorul de ață, coboară în jos către ac și este băgat în ac și piciorușul aferent. Da? Fiecare mașină de brodat, în funcție de ce fel de mașină este, are traseul ei particular al aței gândit de producător. La mașinile de brodat industriale care sunt asemănătoare cu mașinile casnice, ața de brodat nu mai pornește, cum e cazul acesta, direct în sus, ci probabil se duce într-o parte. De ce vă spun toate astea? Ce trebuie voi să urmăriți în primul și în primul rând? Ca ața să-și urmeze traseul ei. Pentru că, așa cum am spus mai înainte, mașina de brodat merge la o viteză constantă mult timp. Asta ce înseamnă? Înseamnă că ața de brodat trebuie să vină în mod constant. Și ața de brodat avem în diverse variante. Avem ață de brodat care este bobinată așa. Asta este varianta veche de la Madeira. Nu știu dacă mai există alte mărci care mai bobinează ața așa. Ața aceasta de brodat este poate fi folosită eficient atât la mașinile industriale, semi-industriale, unde ața pleacă prima dată în sus, cum este cazul aici, cât și la mașinile casnice care sunt asemănătoare cu mașinile de cusut, unde ața o să plece în lateral. De asemenea, mai avem modul acesta de bobinare a aței de brodat. Da? La fel, și asta este folosită atât pentru sistemul de lucru cu tragere în sus, cât și pentru sistemul de lucru cu tragere în lateral.
având aici conicitatea aceasta, îi dă voie fără probleme ața să vină în sus. În momentul de față, Madeira a trecut ca și Amanu la modul acesta de bobinare a ațelor. Da? Care este conceput preponderent pentru a merge în sus. Nu știu dacă este vreo piedică să meargă și în lateral, pentru că bănuiesc că în momentul în care ața pleacă în lateral, bobina ar trebui să stă pe un suport și ar trebui să se învârtă. Astea sunt conuri. Acela era con de 1000 de metri, ăsta este un con de 5000 de metri. Da? Care este bobinat la fel ca cel mai mic. Astea deja cred că avem o problemă să le folosim la aceste mașini casnice. Ce putem face în cazul ăsta? Părerea mea este că soluția este destul de simplă. Și anume, să ne facem un suport. Suport constituit din o talpă din lemn pe care să stea bovina. Pe mijloc putem pune un cui, un șurub, un ce vrem noi, astfel încât bobina să intre pe el. Și de talpa din lemn, în sus, se plece o sârmă care în capătul de sus îi facem un ochi. Și atunci ața o tragem prin sârma respectivă și apoi plecăm cu ea către ghidajul mașinii. E ceva asemănător cu suportul la mașinile, de la mașinile de brodat industriale. Adică cu acest suport de aici, da? Vedem, ața stă pe un suport, nu e neapărat să fie metalic, rotund, poate să fie și un suport de lemn. Pleacă în sus, în tija aia cu găuri, care o puteți înlocui cu o sârmă, cu un inel. Și după aceea să urmăriți traseul aței. Și mai avem, așa, ață de brodat prezentată la modul acesta. Da? Cu asta, la mașina casnică, sigur nu o să puteți lucra. La fel vă trebuie acel suport. La mașina industrială ne descurcăm, sau semi-industrială. De ce v-am spus toate acestea? Este foarte important să urmărim ca traseul aței să fie corect și ața să vină în mod constant. Și cum... Deci, acul ce face? Acul coboară, da, împunge în țesătură. El trage ața. El nu trebuie să întâmpine o rezistență la tragere necontrolată. Da? Și trebuie să urmărim cum e în cazul ăsta, da? Ața pleacă în sus, apoi vine aici prin această pretensionare. Aici vedem un șurub și două talgere, să le spunem, cu un arc. Dacă noi strângem șurubul ăsta, o să ne strângă ața mai mult, adică dacă o să tragem de ață, o să vedem că vine mai greu. Dacă îl desfacem, ața vine mai ușor. Aici avem, la fel, o lamelă care ne ține ața, o stabilizează. E o primă stabilizare a aței. Ca ața să nu se ducă pe aici, să se agațe sau știu eu. Da? Deci avem o primă stabilizare, avem o pretensionare. Aici, în interior, este tensionarea, care la fel sunt două talgere de tipul ăsta, doar că mai mari, și sunt comandate de acest șurub, care vedem că are valori de la 0 până la 9. Da? În momentul în care avem valoare 9, talgerele respective, presiunea între ele este maximă și atunci ața vine mai greu. Când avem
valori 0 către 0, presiunea dintre ele scade și ața vine mai ușor. Deci ața trece printre cele două talgere. Apoi pleacă aici, vine în acest arc, în debitor. Debitorul în timpul funcționării urcă și coboară. Care este rolul debitorului? Rolul debitorului este ca să ne dea un surplus de ață, să elibereze tensiunea din ață, astfel încât în momentul în care graiferul, care este aici, apucă ața să o împletească, să nu întâmpe nerezistență și să o rupă. Este exact același principiu ca la croșetat. Știți cum la croșetat dați ața după deget și o eliberați și apoi o tensionați? Exact același lucru face și debitorul. Da? Deci urmărim traseul, să fie băgată prin arc, debitor și apoi ajungem jos la ac. Și trebuie băgată în ac. Asta este prima regulă. Urmăriți traseul aței. Da? Ața să se desfășoare ușor de pe bobină. De aia vă sfătuiesc să folosiți ață de calitate, chiar dacă costurile sunt un pic mai ridicate. Dacă ața nu curge ușor de pe bobină, poate să fie la fel de bine o ață, să zicem, Madeira. Dar fiind o bobină care a stat prin depozite foarte mult timp, ața are un sistem de degresare, o peliculă de gresare care de regulă e din parafină. Dacă parafina aia s-a uscat, atunci ața nu mai are proprietățile necesare și o să întâmpine rezistență în momentul în care vrem să o mașina vrea să o tragă. Nu o să se desfășoare de pe bobină ușor. De-aia vă recomand să folosiți ață de calitate. Dacă folosim o ață de calitate slabă, ce se mai poate întâmpla? Poate ca firul să nu fie perfect neted. Da? Să aibă tot felul de mici imperfecțiuni și noduri. Și atunci, în momentul în care trece printre aceste talgere, se întâmpină rezistență, să nu curgă constant. Cum vedem dacă ața noastră curge constant? O scoatem din ac, deci nu tragem ața prin ac, că o să îndoim acul. Scoatem din ac și tragem de ea. Și în momentul în care tragem ea, trebuie să vină cursiv, da? În momentul în care vedem că nu vine cursiv, trebuie să determinăm, să vedem care este cauza pentru care ea nu vine cursiv. Asta este prima regulă și primul lucru pe care trebuie să-l verificați. Ața să vină cursiv. Și foarte important de urmărit, așa cum v-am spus, traseul aței, cel care este trecut în manualul mașinii. Nu cred că nu există manual al mașinii care să nu ne arate traseul aței. Da? Respectăm traseul aței și ața să vină cursiv. Așa cum v-am spus, rolul tensionării este ca să mărim sau să micșorăm rezistența la tragere. În cazul acesta avem valori de la 0 la 9 pe care le modificăm manual. În cazul mașinilor casnice tip Inovis, am înțeles că există din panoul de control al mașinii posibilitatea de a da valori la fel între 0 și 9, bănuiesc, pentru tensionarea aței. 0 valoare mică, 9 valoare mare. Da? Nu este o regulă că dacă am dat valoare 5, să zicem, și am început o broderie și a ieșit perfect, cu aceeași valoare 5, în momentul în care schimbăm ața sau tipul de aței, o să avem aceleași rezultate. De ce? Pentru că în funcție de tipul aței, respectiv, dacă folosim ață de viscoză, ață de poliester, ață metalică, ață de lână, ață de bumbac și așa mai departe,
O să vedem dacă tragem de ea, că rezistența la tragere se modifică. Și de aceea trebuie să facem teste. Întotdeauna, înainte de a face broderia, faceți teste pe o bucată de țesătură asemănătoare cu țesătura produsului pe care doriți să realizați. Faceți aceste teste. Și după aceea puteți să vă faceți reglajul optim legat de tensionare, adică dacă trebuie să-i dați valoare mai mică sau mai mare. Pe parcurs o să vă explic și cum se determină aceste valori. Da? Deci nu mergeți pe ideea că odată ce am pus, cum am mai văzut, setările din fabrică sau mi-au mers cu setarea asta cu valoare 5 sau 3 sau cât v-a mers odată, o să meargă întotdeauna, aia e setarea ideală. Nu, în funcție de ață, în funcție de producătorul de ață, ața de la Madeira are o anumită structură, ața de la Aman are altă structură. Ața de la Aman este mai parafinată, stratul acela de parafină de pe ea este mai consistent și atunci curge altfel. Deci o să vă dați seama dacă puneți ață și efectiv trageți cu mâna de ea, puneți o ață, vedeți cum merge și schimbați tipul de ață și o să vedeți că se schimbă rezistența la tragere. Bun, deci am pus ața pe traseul corect, am verificat să curgă ața constant în partea de sus. Ce trebuie să mai știm despre partea de traseu de ață și tensionare este că undeva pe traseu există un senzor care semnalizează când ața este ruptă. Până acum am întâlnit două tipuri de senzori. Sunt senzori rotativi, să le zic așa, și senzorii tip arc. În cazul acesta, aici, în zona asta, în zona din față, este un cilindru peste care ața trece. Și în momentul în care tragem de ea, acel cilindru se învârte. Acea rotiță. Aici este o rotiță care se învârte. Da? Dacă ața, noi când am înfirat mașina, am pus-o din greșeală pe lângă cilindru, ceea ce este destul de greu având în vedere că aici este capsulat și fanta asta are doar ăștia 2 mm, dar știu eu, s-o dat ața cumva și s-o dus pe lângă. Atunci o să ne semnalizeze tot timpul ață ruptă. În momentul în care ne semnalizează tot timpul ață ruptă, chiar dacă nu ne rupe ața, trebuie să identificăm, să vedem unde este senzorul, ce tip de senzor este și dacă senzorul ăsta funcționează corect. De cele mai multe ori am întâlnit senzori din ăsta rotativ la mașinile acestea cu un cap. Mai există senzor aici în arculețul acesta. La alte tipuri de mașini, arculețul acesta, când ața merge, el se mișcă. Da? În momentul în care el nu se mai mișcă sau nu se mișcă suficient, atinge undeva un contact și atunci știe că ața e ruptă. Deci sunt aceste două tipuri de senzori. Rotative și tip arc. Noi trebuie să urmărim ca cei doi senzori sau cele două tipuri de senzori, fie arcul să funcționeze normal, adică când mașina coase, el să își facă cursa normală, sau cum e în cazul ăsta că e capsulat aici și nu vedem, trebuie să desfacem capacele, capacul acesta, să-l extragem și să vedem dacă nu cumva ața a venit pe lângă senzor. Pentru că am ajuns la desfăcut capace. La o mașină de brodat, ce ține de partea mecanică? Sunt capace plăcuțe, prinse în șuruburi.
nu trebuie să aveți nicio frică să le desfaceți. Atâta vreme cât sunt șuruburi. Cât nu stricați șuruburile, da? Nu le forțați. Nu rupeți nimic, nu smulgeți nimic, nu deformați nimic, nu trageți nimic, ci desfaceți un capac, cum e cazul ăsta. În mod normal, nu trebuie să vă fie frică să faceți lucrul ăsta, să vedeți ce este acolo, cum funcționează. Atâta vreme cât știți ce ați desfăcut și că o să-l puteți pune la loc. Pe partea electronică este altă poveste. Nu vă sfătuiesc să desfaceți în zonele cu partea electronică și să, știu eu, băgați ceva pe acolo, să faceți vreun scurt circuit sau așa mai departe. Dar ce ține de piața, de partea mecanică, nu trebuie să aveți nicio reținere să desfaceți un șurub, să scoateți un capac, să vedeți ce este acolo, poate reușiți să identificați problema care o aveți. Deci, recapitulând, traseul aței trebuie să fie cel prestabilit, trebuie să aveți grijă ața să nu cumva să fie o ață de proastă calitate și astfel încât să nu-i dea drumul. Observați că ața aceasta se desface singură de pe bobină. Nu, aici nu este tensionată deloc. Da? Fiind o ață de calitate, deci trebuie să evităm orice rezistență suplimentară care nu este sub controlul nostru la tragere. Pentru că dacă avem o rezistență care nu e sub controlul nostru, atunci oricât ne închinuim noi să reglăm mașina, nu o să reușim să obținem tensionarea pe care ne-o dorim. Da? Deci, urmărim traseul aței, să fie cel corect, verificăm să nu avem rezistență suplimentară la trage. Adică, când, în momentul în care tragem de ața, ața să curgă constant. Da? Tragem de ață, ața merge constant. Bun. Atât pentru astăzi. Puteți să-mi lăsați mesaj pe Facebook, pe site, în comentarii, la magazinul de broderie.com, pe YouTube. Magazinul de broderie este canalul de YouTube. Lăsați mesaje despre ceea ce vreți să discutăm și eu o să încerc în limita timpului să dezbat toate aceste probleme. Abonați-vă la canal, că atunci o să aflați primii în momentul în care o să apară clipuri noi cu astfel de informații.